fereastra pe care o avem în acest moment pe ecran, am configurat o foarte simplă rețea, un router, două switch-uri, un dispozitiv de tip PC și un server. Cele trei dispozitive de rețea, routerul și cele două switch-uri, rulează sistemul de operare Cisco iOS, Internet Working Operating System, este un sistem de operare bazat pe linie de comandă, iar cele două dispozitive finale de jos sunt amândouă două sisteme de operare Cisco. Linux, îmi cer scuze. Vom începe prin a deschide consola switch-ului 1 din această figură și o să parcurgem împreună pașii pentru a crea ceea ce numim în lumea CCNA un Basic Device Configuration, configurația de bază a acestui dispozitiv, efectuată cel mai adesea imediat după ce dispozitivul este conectat pentru prima dată la rețea. Presupunem așadar în acest scenariu că construim această rețea de la zero. Din outputul pe care îl vedem pe ecran, tragem concluzia că ne aflăm, conform simbolului mai mare, în User Exec, un mod în care sistemul nu va accepta comenzi administrative. Așadar, avem nevoie de comanda Enable pentru a ajunge în modul privilegiat. Acesta este indicat prin simbolul PS și este un hint grafic cum că toate comenzile pe care urmează să le introduc aici pot avea un impact asupra funcționării sistemului, inclusiv comenzi potențial destructive care șterg configurația sau repornesc întregul echipament. Metoda de comunicare cu dispozitivul este bazată exclusiv pe text. Utilizatorul introduce comenzi textuale, iar sistemul răspunde cu un feedback sau cu un răspuns, cu un rezultat al comenzii pe care l-am introdus. O să începem cu o comandă foarte simplă, comanda Show Version. De unde putem să determinăm versiunea sistemului de operare care rulează în momentul de față pe acest dispozitiv. Iată, rulăm un iOS pe versiunea 15.2 și acest switch este up de 2 ore și 2 minute. După câteva warning-uri legate de criptografie, observăm procesorul pe care rulează acest sistem, cantitatea de memorie RAM disponibilă și inventarul de interfețe. Asta este așadar un switch cu 4 interfețe Ethernet. Switch-ul este neconfigurat. Pentru a configura, pentru a introduce comenzi care să afecteze funcționarea dispozitivului, însă nu le putem introduce aici în Privileged Exec. Avem nevoie să ajungem în modul specific de configurare. Cu ajutorul comenzii Configure și parametrului Terminal, comandă care se prescurtează adesea la banalul conf spațiu T, ajungem în modul global de configurare. Aici putem introduce comenzi care vor avea efect imediat în sistemul de operare. Ele vor intra în vigoare de îndată ce sunt executate, dacă sunt corecte din punct de vedere sintactic. În pachetul de comenzi folosite pentru această configurare de bază, cea mai prima comandă pe care o vom folosi de cele mai multe ori, este comanda cu care modificăm numele acestui dispozitiv. Comanda hostname acceptă ca parametru un șir de caractere, care obligatoriu trebuie să înceapă cu o literă, și îi voi spune switch 1, astfel încât să corespundă cu schema de pe desen. Observați că de îndată ce am dat Enter pe comanda corectă sintactic, a fost actualizat numele acestui dispozitiv.